cele 10 grupuri de tineri muzicieni vor urca pe scenă luni și marți, iar intrarea la galele studențești de jazz este liberă. Veți avea o surpriză deosebită. Ceea ce privește nivelul de performanță al acestor grupuri, pe noi cei care am ascultat demo-urile pe care ne-au trimis anumite grupuri, chiar ne-au impresionat. Nici nu-ți dau senzația că sunt amatori sau încă învățăcei. Organizatorii spun că vor fi spectacole de calitate cu muzicieni renumiți ai genului. Către sfârșitul festivalului, respectiv vineri și sâmbătă, am agreat, să zicem, niște grupuri de muzicieni mai cunoscuți, nu neapărat mai buni, dar mai cunoscuți. Fiecare grup este alt gen de muzică, un alt gen de mesaj, dar nu lipsește niciun culoar din muzica contemporană. Dacă spectacolele au loc seara, în timpul zilei în centrul orașului veți putea admira parada jazzului. Obicei, care face parte din lumea jazzului, de la New Orleans, timp de o oră, o oră și ceva, un grup de muzicieni, mai ales cu instrumente de suflat, fiindcă acelea sunt ușor de transportat, se vor plimba pe centru, întreținând și creând acea atmosferă care este firească pentru această săptămână de sărbători. Festivalul de jazz se va încheia în 13 mai.